Fără îndoială, fiecare are propria definiție a iubirii. Pentru cineva e loialitate supremă, pentru altul înseamnă confort. Altcineva o asociază cu distracție, complimente și admirație. Iar tu o poți vedea ca pe o pasiune nestabilită. Urmărește acest video până la final și descoperă ce înseamnă o relație adevărată pentru fiecare zodie. Berbec. Pentru el o relație adevărată înseamnă pasiune nestabilită. Berbecul e o persoană activă, optimistă și onestă. Iubește din toată inima și nu este teamă să arate asta. Cu toate acestea, impulsivitatea și nerăbdarea care îl caracterizează îi poate crea uneori probleme. Taur. Nativul acestei zodii definește o relație adevărată drept loialitate supremă față de iubire. S-ar putea să nu se grăbească să-și găsească dragostea, dar odată ce o va face, nu va mai dori să trăiască fără ea. Să aibă pe cineva alături va deveni pentru el prioritatea numărul 1. Gemeni. Sunt firi foarte sociabile, prin urmare, vor să fie prieteni cu toată lumea. Cuvântul relație înseamnă pentru ei să găsească o persoană alături de care să se distreze, dar care să poată și să sape adânc în sufletul lor, pentru a-i mângâia, liniști, care le ține companie. Rac. Pentru el cuvântul relație înseamnă găsirea confortului, este sensibil și emotiv, prin urmare, are nevoie de cineva alături de care să se simtă în largul său. Își dorește un partener care să aibă grijă de el și care să-l iubească necondiționat. Acest lucru însă nu înseamnă neapărat că este fragil sau slab. Leu. Nativul acestei zodii e ușor narcisist. Cuvântul relație înseamnă pentru el distracție, complimente și admirație. Are multă încredere în sine, e foarte inteligent, dar își dorește totuși validarea celorlalți. Vrea să aibă alături de el pe cineva care să-l laude și cu care să se distreze. Fecioară. Pentru ea, noțiunea de relație înseamnă plăcerea lucrurilor mici. Să îi se spună că arată drăguț sau că este bine cu noua coafură sunt mici detalii care o fac să se simtă extrem de bine. De asemenea, fiind foarte muncitoare, aceste lucruri mici o ajută să se detensioneze. Balanță. Pentru ea, cuvântul relație înseamnă timp și companie de calitate. Vrea ca viața ei să fie una pașnică și frumoasă alături de o persoană specială. Scorpion. Nativul acestei zodii este extrem de loial și își dorește sinceritate absolută atunci când vine vorba de dragoste. Mereu vrea să știe adevărul, dar uite că asta trebuie să vină și din partea lui. Cu toate acestea, vrea ceva de lungă durată pentru a colecționa o mulțime de amintiri. Săgetător. Pentru el o relație este un cățeluș energic și jucăuș, adică să fie plină de viață, distracție și curiozitate. Cu toate acestea, idealismul lui și așteptările prea mari i-ar putea crea probleme în găsirea unui partener. Capricorn. Este super responsabil și practic, dar și încăpățânat și neiertător. Prin urmare, semnificația cuvântului relație se rezumă pentru el la răbdare și înțelegere. Anume, acestea calități ar trebui să posede partenerul său pentru a putea întreține o relație stabilă. Vărsător. Pentru el cuvântul relație înseamnă iubire, dar și evoluție. Vrea pe cineva alături de care să se distreze, dar care să-i ofere și șansa de a progresa. Să mențină o relație și în același timp să lupte pentru ceea ce îl pasionează ar putea fi o misiune dificilă, însă dacă găsește persoana potrivită, cu siguranță va fi fericit pentru totdeauna. Pești. Pentru ei cuvântul relație înseamnă dragoste blândă. Peștii își doresc pe cineva cu suflet bun, care să-i sprijine când au nevoie și care să-i scape de temeri. Acum știi ce înseamnă relație adevărată pentru fiecare zodie. Te regăsești și tu în aceste descrieri? Scrie în comentarii. Dă un like dacă ți-a fost util acest video. Abonează-te și conectează notificările.